Așa se manifestă zilnic șoferii din orașul Dâmbovițean-Fieni, care s-au săturat de gropile din asfalt. Prin orașul Cimentului trece și drumul național 71, care nu a mai fost asfaltat de aproape 50 de ani. Intersecțiile dintre DN71 și arterele secundare sunt distruse. Lucrările la rețeaua de apă și canalizare au amplificat starea proastă a drumurilor, iar șoferii spun că s-au săturat de atâta nepăsare din partea autorităților, pentru că nu s-au mai făcut reparații serioase de ani de zile, ci doar cârperi fără nicio garanție. Plătim impozite pentru mașini, pentru motoare ce avem. Da, aici, cu ele în serviciu. Aici oricum e bine, bineînțeles. Asta e situația. Am spart un cauciuc, geanta praf. Asta m-a costat, da, bineînțeles. Și m-a costat pe strada principală? Da. PDN. PDN. Trebuie să ne certăm cu cine. N-avem cu cine, că nu ne ia nimeni în seamă. Foarte proaste drumurile. Nu numai în orașul ăsta, în tot județul. Este dezastru. Lucrez la o firmă de curierat și fac zilnic aceste drumuri și pot să vă spun că e dezastru. Deci, județul... Mașina se strică frecvent? Da. Trebuie să băgați bani lună de lună în mașini. S-au mai peticit așa, dar foarte prost. Și aceste petice țin ce țin și după aceea... Petice sunt pe toate drumurile, fie naționale, județene sau locale. Primarul orașului Fieni spune că DN71 și drumul județean 712A, care tranzitează unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce, sunt în subordinea Companiei Naționale de Drumuri, respectiv Consiliul Județean Dâmbovița, și nu poate interveni în reparația acestora. Însă și drumurile locale sunt la fel de găurite, iar reparațiile se fac tot provizoriu. La cele care țin de primire, să le reparăm în măsura posibilă. Dacă de 50 de ani nici DN-ul, nici drumul județean nu au suferit nici o reabilitare decât niște plombe așa puse atunci când au avut și ei timp și chef de muncă, ele oricum arată foarte prost. Edilul recunoaște cu nonșalanță că drumurile din Fien sunt pavate cu gropi și chiar dacă nu s-ar fi desfășurat lucrări la rețelele subterane, arterele principale, dar și cele secundare, ar fi fost în aceea stare deplorabilă. Da, au fost afectate, însă chiar dacă aceste lucrări n-ar fi existat, ele tot prost arătau. Totuși, primarul nu propune nicio soluție. Anunță plombe la drumurile care țin de administrația locală, în limita fondurilor de la bugetul propriu. Însă când se vor vedea și rezultatele, nu știe nimeni. Până atunci, șoferii sunt nevoiți să suporte situația și să-și muște limba de câte ori ajung în serviciul auto.